Prezentarea mea de astăzi merge, spun eu, mână în mână cu tema noastră de astăzi, și anume această provocare a reinventării pe care 2020 a adus-o pentru fiecare dintre noi. Eu o să mă refer mai mult la modul în care o strategie de conținut și partenerierea constantă cu creatorii de conținut au reușit să pună umărul la reinventarea unui întreg business. Și fiind parte din echipa Avon de mai bine de 10 ani, pot să vă spun despre noi că suntem o comunitate extrem de unită, iar acei 1,5 metri de distanțare socială au fost o reală provocare pentru noi. O să vă dați seama imediat la ce mă refer dacă vă spun că până acum ne întâlneați cel mai probabil la evenimente mari sau mici în toată țara, la festivaluri, la Digital Divas de anul trecut, cine a participat. Și bineînțeles, probabil nu este nicio surpriză că broșura Avon, magazinul nostru, se răsfoia mai ales în formatul tipărit. Ei bine, pandemia ne-a prins făcând ceea ce noi știam cel mai bine. Eram în plină planificare pentru un eveniment la scară națională, în marile mall-uri din țară, în care make-up-artiștii noștri urmau să pună încă o dată ruși pe buzele a mii și mii de femei. Noi lucram de zor la evenimentul nostru, conectate, bineînțeles, la știri, la situația internațională, la evoluția pandemiei la nivel internațional, dar cu optimismul foarte sus și cu acea senzație pe care o avem de foarte multe ori, că nouă nu ni se poate întâmpla. Ei bine, în ziua în care trebuia să sărbătorim un record de femei, de număr de femei care își aplică ruși pe buze în același timp, sincron, ca un mesaj de speak out, cum spunem noi în Avon, de a da o voce cauzelor în care credem, exact în ziua respectivă, pe 14 martie, s-a decretat starea de urgență, am intrat cu toții la izolare, iar restul este istorie. Exact ca pentru toată lumea, a fost și pentru noi un moment de cotitură și în doar câteva ore am trecut de la întrebarea cum să oferim o experiență memorabilă la întrebări precum cum să rămânem aproape de consumatoarele noastre, cum să rămânem în contact, cum să reinventăm experiența de direct selling atât de mult bazată pe apropierea dintre oameni și, în fond, cum să ne depășim această limită de confort, această zonă la care ne pricepem offline-ul, dar care, într-adevăr, era la momentul respectiv o limită de confort. Dacă în interiorul business-ului deciziile s-au luat cu o viteză absolut uluitoare în direcția de digitalizare a experienței de shopping Avon, pentru noi, comunicatorii, cei care creăm interfața, să spunem așa, cu publicul extern, provocarea principală a fost să comunicăm toată bogăția asta de tool-uri care se pregăteau pentru a redefini experiența de shopping, dar și mai important, să ne ținem comunitatea aproape. Cum am făcut asta? Ei bine, prin redefinirea, prin regândirea strategiei de conținut și prin partenerierea constantă cu voci puternice din nișa noastră de beauty și lifestyle, creatori de conținut care până acum ne erau alături pentru a lansa produse, dar care acum pot să spun că au intrat în bucătăria internă a brandului, alături de noi. Au fost, aș spune, niște adevărați colegi full-time, așa i-am numit, și ne-au ajutat să ne ajutăm la rândul nostru reprezentanții să rămână în contact cu comunitățile lor, să le oferim conținut care să creeze mai departe engagement pentru comunitățile lor și, nu în ultimul rând, să îi menținem mândri de faptul că sunt parte dintr-o comunitate care încă are o voce, chiar dacă singurul lucru care mai părea să primeze în zilele respective era sănătatea. Ei bine, vă povesteam că pandemia ne-a găsit planificând de zor un mare eveniment offline. National Lipstick Days, ziua națională a rujului, îi spuneam noi. Și vreau să vă spun că în doar o săptămână și cu 6 creatori de conținut în echipa noastră, o să rog colegii de la tehnic dacă se poate să mă ajute cu un play pentru video, cu 6 creatori de conținut în echipa noastră, am reușit să mutăm în integral evenimentul în online și să încurajăm româncele să-și poarte rujul în siguranță, la ele acasă, ca pe un mesaj de, aș spune, optimism, de normalitate, într-un weekend care părea să ne aducă numai și numai știri ușor dezarmante. Partenerierea cu cele 6 creatoare de conținut
nu s-a tradus numai într-o încurajare, într-o acțiune care să ofere această atmosferă de optimism. Ea a fost și un prim pas către digitalizarea forței noastre de vânzări. Asta pentru că după acest prim weekend de activare cu cele 6 creatoare de conținut, undeva la 4.000 de consumatoare și-au căutat rujul preferat direct în platforma noastră de e-commerce, avon.ro, și nu în broșura tipărită așa cum obișnuiau, iar 400 dintre ele s-au și alăturat comunității noastre de reprezentanți și-au transformat, practic, hobby-ul într-o activitate care să le aducă mai mult. Nu a fost singura colaborare de acest fel, a fost un prim pas pe care l-am făcut în zona asta de digitalizare a experienței Avon. Pentru că pe măsură ce în business lansam opțiuni noi, ne-am folosit în continuare de aceste voci puternice ale creatorilor de conținut, care ne-au ajutat să transformăm mesaje nu neapărat prietenoase, într-o abordare prietenoasă și pe înțelesul comunității noastre. De exemplu, în momentul în care am lansat opțiunea de livrare directă, deci am făcut posibil pentru reprezentanții noștri să livreze comenzile direct la domiciliul prietenelor lor, fără să mai fie nevoie să iasă din case, tocmai ca să-și desfășoare activitatea în 100% condiții sigure, din nou, creatorii de conținut ne-au ajutat să transpunem acest mesaj într-o abordare prietenoasă și pe înțelesul lor. Ne-am mai asumat, tot inspirați de creatorii de conținut, ne-am asumat o misiune ambițioasă, aș spune eu, aceea de a crește viitori creatori de conținut, iar pentru acest lucru am inițiat un parteneriat cu Bastor, platforma de micro-influenceri, și ne-am provocat reprezentanții pe care îi știam prieteni cu social media să facă încă un pas în direcția asta și să înceapă să se transforme ușor-ușor în adevărați influențatori în microcomunitățile din jurul lor. A existat și o lansare de make-up în perioada respectivă, în plină pandemie. Noi lansam gama de make-up Power Stay și ea ne-a arătat că această idee de a ne transforma încet încet reprezentanții în viitori influențatori poate să dea roade. Asta pentru că 551 dintre ei și-au împânzit feed-ul cu content creat chiar de ei. Content homemade, este adevărat, însă autentic, foarte credibil. Iar asta s-a tradus pentru noi într-o performanță foarte, foarte bună, surprinzătoare pentru o categorie care în plină pandemie părea să șchiopăteze un pic. Da, deci cred că am văzut cu toții știri care ne spun că în perioada de izolare am renunțat la make-up. Ei bine, gașca noastră de reprezentanți ne-a ajutat să punem din nou make-up-ul pe întrusele româncelor. Perioada de izolare nu a fost numai despre a tura motoarele digitale ale business-ului. Nu a fost numai despre a reinventa experiența de direct selling. A fost mai mult decât oricând de a oferi această stare de bine, de a ține energia sus și de a compensa cumva această perioadă grea din punct de vedere emoțional prin care treceam cu toții. Și pot să vă, cred că ne amintim cu toții că a fost primul Paște, au fost primele sărbători de Paște în care parte dintre noi nu au ajuns acasă să-și facă Paștele împreună cu familia. Ei bine, la ei ne-am gândit în momentul în care am pus la cale un Paște altfel. Modul nostru, o să rog colegii de la, ok? Modul nostru de a spune că Avon Space, vocea noastră în social media, rămâne deschis chiar și atunci când drumurile către casă rămân închise. Ce am făcut mai exact? Am pus la cale un nou parteneriat, un maraton de 12 ore de live în care 17 creatori de conținut au spus cu inima deschisă da, în momentul în care i-am invitat să ne doneze timp din timpul lor. I-am invitat să ne doneze o oră din ziua lor de Paște pentru a sta împreună cu comunitatea pe Avon Space, pe pagina noastră de Facebook, și pentru a le oferi, practic, un mod de a-și petrece timpul celor care erau departe de familie, dar care găseau social media ca pe un spațiu de conectare, de entertainment.
Am făcut cocktailuri, am gătit, am citit, s-am mâncat cozonac. Au fost o mulțime de activități pe parcursul celor 12 ore de live și este genul de acțiune pe care nici măcar n-aș îndrăzni să o măsor în reach și în engagement, cât doar în multe, multe mulțumiri pentru cei 17 creatori de conținut care ne-au fost alături, ne-au fost invitați special pe Haven Space și ne-au ajutat să transmitem acest mesaj de deschidere, de solidaritate și de înțelegerea unei situații grele emoțional. Bun. Aș spune că pentru noi, partenerirea constantă cu creatorii de conținut a fost sursa principală de o sursă, un adevărat izvor de reinventare pentru brandul nostru, iar asta este vizibil astăzi, pentru că după mai bine de 6 luni în care ne-am provocat constant, ne-am reinventat, am lucrat cot la cot cu partenerii noștri, săptămâna aceasta am îmbrăcat haine noi. Am îmbrăcat haine noi și am lansat o nouă identitate pentru brandul Haven. O identitate mai fresh, mai prietenoasă, o voce mai activistă, mai curajoasă, spunem noi, care sper să ne aducă o conversație bogată cu noi categorii de public. Începând de săptămâna aceasta, împreună cu ambasadoarea noastră, Simona Halep, și puternic inspirați de creatorii de conținut cu care am lucrat în toată această perioadă, spunem Watch Me Now și celebrăm toate acele momente în care am depășit limite, am depășit obstacole și am șters etichete. Toate sunt surprinse într-un manifesto pe care tocmai l-am lansat și pe care vă invit să îl urmărim împreună. Crezi că mă cunoști? Crezi că știi de ce sunt în stare? Hai, subestimează-mă, pune-mă la încercare și privește-mă cum îmi scriu povestea. Sunt cea care a pus tenisul pe primul loc în fiecare zi a vieții ei. Sunt mama care a crescut 2 copii departe de abuz. Sunt femeia de 50 de ani care se simte de 30. Sunt cel care iubește machiajul. Poate credeai că sunt o poveste de departe, dar sunt chiar aici. Și acum nu mai pot să nu mă vezi. Așa că hai! Subestimează-mă! Încearcă-mă! Forțează-mă să-mi împing limitele! Privește-mă cum te surprind! Watch Me Now ne sărbătorește pe fiecare dintre noi exact așa cum suntem. Nu în cea mai bună versiune pe care o căutăm, ci în întreaga noastră poveste de devenire pe care o parcurgem până acolo. Acesta este și mesajul cu care vrem să rămâneți după întâlnirea noastră de astăzi și tocmai de aceea, începând de astăzi, pe Haven Space, pe contul de Instagram Haven Space, veți putea găsi un filtru care să vă ajute să vă prezentați perfecte, deci fără filtru, un filtru special care vă va spune că sunteți perfecte așa cum sunteți. Filtrul Watch Me Now by Haven este disponibil pe contul nostru de Instagram și este mesajul nostru de încurajare pentru fiecare dintre voi. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc în numele întregii echipei Haven, atât din spatele scenei, cât și din spatele ecranelor, și vouă, creatorilor de conținut, să vă doresc să ne inspirați în continuare, pentru că ce ne-a învățat cel mai tare acest an, dacă nu faptul că ne sunteți niște adevărați colegi full-time, care sunt gata de fiecare dată să ne ajute să ținem umorul cu schimbările din viața publicului nostru. Apropo, eu cred că este momentul să spunem că a fi creator de conținut devine încet încet o meserie în adevăratul sens al cuvântului, nu? Mulțumesc!